Se permite sau nu depășirea vehiculilor pe partea dreaptă? Pentru început, propun să ne amintim care este definiția depășirii. Deci, depășirea este devansarea unui vehicul în mers în cazul în care se impune ieșirea de pe banda de circulație inițial. Atenție, vehiculele se depășesc numai pe partea stângă, dar, ca excepție, depășirea pe dreapta este permisă în cazul în care am observat că vehiculul din față a semnalizat intenția de a schimba direcția spre stânga și a început efectuarea manevrei sau vehiculul din față este un tramvai. În ambele situații vom depăși vehiculul din față pe dreapta doar dacă există suficient spațiu și sunt respectate toate regulile de circulație. Vreau să vă atrag atenția că accidentele produse de conducătorii care efectuează neregulamentar depășirea pe dreapta deseori duc la consecințe grave sau foarte grave. Acest lucru se datorează faptului că conducătorul unui vehicul cu volanul pe partea stângă are un câmp vizual limitat în cazul în care efectuează o depășire pe dreapta. Un alt factor de risc este că pe banda alăturată din dreapta pot circula vehicule lente sau pot fi obstacole care vor fi observate în ultima secundă, iar în acest caz cel mai probabil este că conducătorul nu va reuși să oprească sau să evite impactul.